Este perioada în care gospodinele încep să-și aprovizioneze cămara pentru iarnă. Lista de cumpărături cuprinde cel mai adesea legume pentru murături, zacuscă și fructe pentru gemuri și compoturi. Cantitățile cumpărate nu sunt de neglijat, astfel că fiecare bănuț este atent cântărit. Constanțenii au la dispoziție până pe 3 octombrie să cumpere direct de la producători în cadrul sărbătorii recoltei, organizate la pavilionul expozițional. Oferta este variată, iar prețurile accesibile. Cum sunt prețurile la târg? Mai bine decât în... Cam mari pentru ziua recoltei. Ne așteptam la prețuri mai mici de aici, decât în piață. Da, era... Asta așteptau cumpărătorii. De la ziua recoltei, fiind abundență de produse, să fie și un preț rezonabil. Cum se par prețurile față de prețurile din piață? E mai ieftin aici sau e mai scump? E bine, e bine. Nu prea mă pricep la prețurile din piață, dar eu zic că e bine, e mai bine aici. Cum vi se par prețurile? Accesibile. Prețurile vi se par accesibile? Sunt mai ok decât în piață? Sau? Cam aceleași. Sunt doar atâta că sunt astea asigurate direct de la producători. Președintele Consiliului Județean anunța cu câteva zile înainte de deschiderea oficială că prețurile vor concura cu cele din piețe. Discutat cu producătorii și am încercat să găsim soluția și m-au ascultat. Ca prețurile să nu fie cele care sunt piețele constanțene, să fie cu aproximativ 20% mai ieftin. Sper să mă și asculte, să se țină de cuvânt așa cum au promis. Am vrut să facem un experiment și să verificăm dacă spusele organizatorilor se adeveresc. Astfel că am mers și într-una din cele mai cunoscute piețe constanțene. Într-adevăr, unele produse sunt mai ieftine la târg, în timp ce altele depășesc cu mult prețurile pieței. Poftiți, intrați și cumpărați, avem titetii. Intrați și cumpărați, avem titetii. În urma acestei comparații, sperăm că am venit în sprijinul gospodinelor care în această perioadă se aprovizionează pentru lunile de iarnă.